Am considerat că spovedania sacramentală este elementul central, esențial, al părinției duhovnicești. Dar părinții bisericii nu gândeau lucrarea bisericii ca un fel de sumă al lucrărilor sfinte săvârșite prin cele 7 sfinte taine. Ci în gândirea lor, în bugetarea lor teologică, lucrarea bisericii era văzută ca o singură taină. A mântuirii în Hristos prin Duhul Sfânt. Așa că Sfântul Nichita Sticlatul nu spune ceva aparte. Doar el pune în strânsă legătură această unică taină cu părinția duhovnicească. Sau, nu știu dacă poate fi zis și așa, că vede desfășurarea acestei taine în strânsă legătură cu părintele duhovnicesc. Prin părinții duhovnicești, Duhul Sfânt ne călăuzește la tot adevărul. Ne povățuiește și ne crește pentru împărăția cerului. Duhul suflă unde voiește. El alege, investește părinți duhovnicești și le dă putere pentru a-și împlini însemnata lor slujire. Slujire care nu este obligatoriu să aibă în centrul ei spovedania sacramentală. Poate că ar fi bun un exemplu lămuritor, și avem un exemplu lămuritor chiar aproape de vremurile noastre, în persoana Iosif Iosifii Sicastru, Ierul Iosif. După cum știți, nu a primit taina hirotonii, nu a fost preot, nu a primit hirotesie de cor, dar a fost părinte duhovnicesc. Nimeni nu cred că ar putea o contesta. Copiii lui duhovnicești, copiii pe care i-a născut ca părinte duhovnicesc, au contribuit esențial la înnoirea, la înflorirea, la revigorarea vieții duhovnicești în Sfântul Munte Athos. Dintre copiii lui duhovnicești, cunoașteți, ați auzit, ați citit cărțile părintelui Efrem Filoteitul, care trăiește încă și exact la Mănăstirea Sfântului Antonie din Arizona, Statele Unite, ceilalți s-au adormit. Iosif Autopedin, Aralan Biediu Misiatu, alții nu mai bine în mintea lor. Oricum, Mănăstirea Vatopet, Muntele Athos, Mănăstirea Filoteu, Mănăstirea Caracalul, Mănăstirea Constantinitul, își datorează înflorirea duhovnicească acestei rădăcini sfinte, acestui părinte duhovnicesc. Am uitat să amintesc de cele 19 mănăstiri titorite de Părintele Efrem Filoteitul în Statele Unite și Canada. Mănăstiri despre care sunt mărturii, există mărturii impresionante. Un tânăr care ne-a vizitat, suflet curat, simplu și curat, spunea că atunci când se duce la una dintre aceste mănăstiri, o mănăstire de maici, simte că ia rugăciunea pe sus, în dată ce pășește pe poarta mănăstirii. Dacă nici nu de la se nu a trăit așa ceva. Nu are nevoie să facă un efort ca să se roage. Rugăciunea parcă de la sine, mai că singură, pornește la un plâng. Sunt multe mărturii asemănătoare. Deci, Dievul Mesic, nu a fost preot și nu a fost duhovnic. La modul oficial, m-am zice exterior, formal, nu a fost investit de către nimeni ca părinte duhovnicesc. Duhul lui Dumnezeu l-a ales, l-a pregătit și tot el a trimis la ei pe copiii lui duhovnicești, pe oameni care s-au născut duhovnicește prin el. Spunând aceste lucruri, ferească Dumnezeu, nu vreau să relativizez tainele bisericii, taina hirotoniei sau hirotesia.
atât aș vrea să spun, mi se pare important. Hirotonia și hirotesia duhovnic, deci exprimă părinția duhovnicească, nu epuizează. Duhul suflă unde voiește. Sigur că putem observa un pericol. Ușor te poți crede investit de Duhul. Tocmai pentru că nu sunt criterii exterioare, normale. Vedeți că au și de rostul lor. Instituțional. Ușor poate oricine să se creadă investit de Duhul și să se apuce să povățuiască după mintea lui, nu după mintea lui Dumnezeu, nu după lucrarea Duhului, ci să ducă în rătăcire pe oameni. Ori pe ori călăuzit, am întrecat în roată. Nu sunt foarte bine informat, dar dacă am înțeles bine, Biserica Ortodoxă Rusă s-a confruntat serios cu un asemenea fenomen după căderea comunismului. Acest fenomen nu s-a referit numai la cei autoinvestiți, de sine chemați, ci s-a referit chiar și la cei hirotoniți, oficial, partenerilor, duhovnici partenerilor. A fost problema numită a stăreților. Orice preot și orice duhovnic, sau nu spun așa, că cum așa au fost lucrurile, mulți, s-a întâmplat ca mulți preoți sau mulți duhovnici, să se așeze cu de la sine putere pe poziția de stareț, care trebuie să-i facă ascultare de desăvârșită. Și s-a ajuns la adevărate nenorociri. Pentru că un asemenea stareț autoproclamat despărțea, de exemplu, o familie. Trimitea pe soț la mănăstire de căruturi, pe soție la mănăstire de maici. Oamenii, în naivitatea lor și în dorința, în abilitatea care exista după vederea comunismului, abilitatea legată de viața duhovnicească, ascultau orbește, dar lucrurile nu mergeau deloc cum ar fi trebuit și s-au petrecut adevărate tragedii. Până acolo, că fenomenul a trebuit să fie stabilit. S-a lăsat cu catelisiri, cu pedese, până că nu le-au reintrat într-o matră a lor. Deci nu e cazul să relativizăm rânduiala bisericii. Acum chiar, în câteva cuvinte, aș vrea să mă mai refer tocmai la acest fel de părinție duhovnicească care ne este nou mai îndeaproape, mai apropiat, mai cunoscut. Cu părinții duhovnici pe care avem, pe care dumneavoastră aveți la parohie, pe care avem și noi în mănăstire. Și aș vrea să mă refer la două aspecte care par foarte importante cu privire la îndrumarea duhovnicească. Am vorbit despre de sine chemare, când cineva se socotește insuflat și pornește să învețe pe alții și să adune ucenici cu riscul de a-i duce în părătăcire. A da o învățătură după mintea proprie și de la mintea proprie este, să-i zicem, o primejdie care nu ocolește pe duhovnicul care a fost hirotonit, hirotesit, după toate rânduielile bisericii. Hirotonia și hirotesia nu feresc de această primejdie. Cuviosul Serafim de Sarov a mărturisit că sfătuind pe oameni care aportau îndrumarea, au observat că atunci când vorbea de la mintea lui, erau deșeuri. Și Sfântul Siloan Daugă, Părintele Sofronul Daugă, că greșite pot să fie mici, dar pot să fie și mari. Și pot să îndrăgurească un cuvânt nefericit. Viața lui un stat greșit, un cuvânt spus de la propria minte. Și aici apare responsabilitatea care este și a duhovnicului, dar și a ucenicului. Chiar putem să zicem
venindu-ne la, la ceea ce spune, a spus Domnul Părintele Rafael Mărica, că poate părea mai important cum se raportează ucenicul la situație. Duhovnicul este investit, este hirotonit, este hirotesit. Și în virtutea hirotoniei și hirotesiei a chemării, care a fost chemat, alegerii care a fost ales, el se poate face vas al lucrării lui Dumnezeu. Este esențial ca ucenicul să aibă conștiința că nu la om vine și nu de la orice de cuvânt. Cred că de prea multe ori întâlnirea cu duhovnicul, sau chiar spovedania, coboară mult, coboară la un nivel psihologic, la nivel de discuție. Nu că nu ar fi nevoie de sfaturi pentru viață, și nu că nu ar fi nevoie de foarte multe ochiari și de rezolvarea problemelor psihologice. Dar totuși, părinția duhovnicească și chiar spovedania este altceva. Este esențial, deci, ca ucenicul să vină într-o stare de rugăciune. Într-un duc de rugăciune, ci cu o dispoziție sinceră, curată, de a căuta voia lui Dumnezeu. După ce a făcut această pregătire, după ce a pus legământ, zicem, între el și Dumnezeu, că va asculta cuvântul pe care Dumnezeu îl va da prin duhovnic, așa trebuie să meargă și să înfățișeze în puține cuvinte, concis, problema lui, căutând să gândească primul cuvânt care va mâine la duhovnic. Primul cuvânt poate nici să nu fie exprimat, poate să fie doar o atitudine aprobatoare sau disaprobatoare. Din duhovnicul are iarăși, are și el responsabilitatea să se așeze în stare de rugăciune, pe lângă rugăciunile pe care le face în fiecare dimineață și în fiecare seară, cerând lui Dumnezeu ajutor și luminare pentru fiecare duhovnicesc, ca să poată să dea un cuvânt care să folosească mântuirii fiilor duhovnicești, pe lângă rugăciunile pe care le face în fiecare dimineață și în fiecare seară, are nevoie de la începutul discuției să se așeze într-o stare de rugăciune.